Casa de Cultură a fost redeschisă după o reevaluare efectuată de reprezentanții ISU. În cele 3 luni de sistare a activității în sala mare au fost făcute modificările necesare pentru siguranța spectatorilor. S-a reușit redeschiderea sălii mari de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor din Roman, fapt ce prefigurează găzduirea de noi spectacole de muzică, teatru, dans, care, zic eu, vor aduce momente de bucurie și fericire și bună dispoziție tuturor. Vreau să menționez că închiderea sălii mari de spectacole în această scurtă perioadă de timp s-a făcut la inițiativa noastră, gândindu-ne în primul rând la siguranța spectatorilor. Menționăm că activitățile cultural-artistice s-au desfășurat în această perioadă în sala mică și biblioteca instituției noastre. S-au reamenajat unele evacuări, deci am verificat stingătoarele, idranții, urmează să ne mai punem la punct cu detectoarele de fum, dar am primit de la dânsii, de la reprezentanții ISU, o amânare pentru că costă. Este vorba despre investiții și atunci am mai primit păsuire. Tot ce ați făcut a fost cu personalul Casei de Cultură? Cu personalul Casei de Cultură și cu reprezentanții. Acum suntem în proces de elaborare a unui proiect cu niște reprezentanți din Roman care pot să ne ajute și sunt autorizați ISU. A existat o evaluare? Da. Da. Ce v-am spus acum după ce au reevaluat? Acum putem funcționa, deci și momentul, deci și când am luat noi hotărârea puteam să funcționăm, era pe răspunderea noastră, dar am vrut să realizăm cât mai bine siguranța cetățenilor, a spectatorilor în primul rând, pentru a evita situații neplăcute. Primul spectacol va fi susținut de maestrul Tudor Gheorghe, care va reveni la Roman pe 24 martie. Primul eveniment va fi pe 24, deci joi, 24 martie, orele 19. În urbea noastră va poposi maestrul Tudor Gheorghe cu un spectacol intitulat Declarație de Dragoste, care este un omagiu adus femeii. Declarație de Dragoste este intitulat acest spectacol, iar maestrul Tudor Gheorghe intenționează prin acest spectacol să aducă în atenția spectatorilor poeziile de dragoste, mai puțin cunoscute, ale renumitului poet Adrian Păunescu, neascunzând faptul că acesta i-a fost unul dintre cei mai buni prieteni. După Tudor Gheorghe, Horia Mihail va urca pe scenă în ziua de 26 martie.